Întâlnire importantă astăzi la grădinița Albinuța a cadrelor didactice de la toate grădinițele din țara Făgărașului. Cu această ocazie au fost desfășurate mai multe activități. Zeci de educatoare din țara Făgărașului au fost prezente astăzi la grădinița Albinuța. A fost organizat un cerc pedagogic în care au fost desfășurate mai multe activități. Ziua de astăzi este o zi deosebită pentru noi cadrele didactice din grădinița Albinuța. Astăzi am avut posibilitatea să primim la casă nouă toate colegele din Făgăraș și zona Făgăraș. Este o mare mulțumire pentru noi, pentru că cu sprijinul primăriei am reușit să avem această frumoasă grădiniță. Sărbătoarea de astăzi noi o asociem cu sărbătoarea Zilei Naționale a României. Și cu această ocazie am desfășurat activitatea noastră metodică, cercul pedagogic, care a avut tema cu învățarea colaborativă. La întâlnirea de astăzi au luat parte la invitația conducerii grădiniței și primarul orașului și conferențiarul universitar Cornelia Tatu, care a avut numai cuvinte de laude despre această activitate. Întotdeauna este o formă de verificare a aptitudinilor sau a chemării, a vocației pentru meseria pe care ați făcut-o. Dacă ești în stare să te scoli mai devreme ca să ai grijă de copilul altuia, atunci fă-te educator, învățător. Cu această ocazie, educatoarele din zonă au putut vizita și noua clădire a grădiniței Albinuța, inaugurată la începutul noului an școlar.